Franklin s-a rătăcit. Franklin putea să-și dea drumul la vale de pe malul râului. Putea să numere înainte și înapoi. Putea să-și tragă fermoarele și să se închidă la nasturi. Putea chiar să meargă acasă la Ursache de unul singur. Dar Franklin nu avea voie în pădure neînsoțit. Într-o zi, Franklin spuse: Mă duc să mă joc acasă la Ursache. Bine, spuse mama lui. Dar la 6 să fie acasă la cină. I-a arătat ora cu ajutorul limbilor de la ceas. Și Franklin, îl avertiză ea, să nu te duci singur în pădure. Franklin alergă pe potecă, trecu podul și traversă zmeurișul de-a curmezișul. Ursache era acolo, vulpișor era acolo, gâsculiță și vidrișoară erau acolo. Iată-mă, spuse Franklin gâfâind. De-a ce vă jucați? De-a face ascunselea, strigară prietenii săi. Iar tu o să te pui. Franklin începu să numere. De-a face ascunselea era jocul lui preferat. Nu era el foarte rapid, în schimb era foarte isteț. Știa că Ursache se ascunde mereu în zmeuriș. Franklin privi împrejur. Zări o lăbuță îmblănită, mișcând o crenguță de zmeură. Te văd, Ursache! Strigă el. Sub pod, Franklin zări niște pene și ceva blăniță. Te văd, gâsculiță! Te văd, vizișoară! Strigă el. Doar vulpișor mai rămăsese de găsit. Franklin își continuă căutarea, privind când aici, când colo. Se uită prin tufișuri și căută sub bușteni. Merse de-a lungul potecii, dincolo de pod, și fără să bage de seamă, intră direct în pădure. Se uită prin ascunzișuri, căută prin jurul copacilor. Nu reușea să-l găsească pe vulpișor, deși căutase peste tot. Dar vulpișor nu se afla în pădure, se ascunsese acasă la Ursache. După ceva timp, acesta strigă: Nu mă vezi? Dar Franklin nu-l putea auzi, se găsea mult prea departe. Unde e Franklin? Întrebă vulpișor. Nimeni nu avea habar. Au așteptat o grămadă de timp. Stomacelul lui Ursache începu să gheorțăie. În cele din urmă, gâsculiță zise: E aproape de ora 6, Franklin trebuie să se fi dus acasă la masă. Mai mult ca sigur, spuseră ei și o luară fiecare spre casă. Acasă la Franklin, ceasul bătea ora 6. Părinții lui erau supărați. Cina era gata. La 6:30 erau deja îngrijorați, așa că plecară în căutarea lui. Tatăl lui căută de-a lungul potecii. Franklin, strigă el, unde ești? Mama lui Franklin vorbi cu prietenii lui. Unde e Franklin? Îl întrebă ea pe Ursache. Unde e Franklin? Îi întrebă pe vidrișoară și pe gâsculiță. Unde e Franklin? Îl întrebă pe vulpișor. Nimeni nu știa, acum chiar că erau îngrijorați și ei. Se făcu târziu. Franklin privi într-o parte, când într-alta. Toți copacii arătau la fel, toate pietrele erau la fel, nici urmă de cărare. M-am rătăcit, spuse Franklin încetişor. Nu-și mai amintea din ce parte venise, nu știa nici încotro s-o apuce. Era obosit, speriat și singurel. Franklin se cuibări în carapacea sa mică și întunecoasă și așteptă. Cineva urma să vină în cele din urmă, nu-i așa? Pe stânci, umbrele întunecoase ba apăreau, ba dispăreau. Cine e acolo?
șopti Franklin, dar nimeni nu-i răspunse, pentru că erau doar norii care treceau prin fața lunii. Buhu! Cine-i acolo? Întrebă Franklin în șoaptă, dar nimeni nu-i răspunse. Era doar o bufniță, undeva departe, departe. Fș, fș. Cine-i acolo? Zise Franklin șoptit, dar nimeni nu-i răspunse. Era doar vântul șuierând printre copaci. Franklin încercă să adoarmă, dar fiecare zgomot îl făcea să tresară. Tocmai când încercă să îngâne un cântecel, auzi scrâț, trosc, scrâț, trosc, scrâț, trosc, pșș. Cine-i acolo? Șopti Franklin, dar nimeni nu-i răspunse. Apoi Franklin auzi din nou un zgomot, ca și cum cineva l-ar fi strigat pe nume. Sunt aici! Sunt aici! Țipă Franklin fără oprire. Scrâț-trosc, 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 fâș! Părinții lui Franklin își făcură apariția de după un delușor. Aici erai! L-au îmbrățișat, l-au pupat, fără să-i mai dea drumul. Am fost așa de îngrijorați, spuse tatălui Franklin. Ți-am spus doar că nu ai voi singur în pădure, îl certă mama lui. Nu a fost intenționat, scânci Franklin. Îl căutam pe vulpișor și am uitat. Ce ușurare, slavă Domnului că ești bine, spuseră părinții lui. Au găsit cărarea și au pornit-o înapoi spre casă. Mâncarea îl aștepta caldă în cuptor. După ce termină câte două porții din fiecare fel, Franklin a avut ceva de spus. Îmi cer iertare, promit că nu o să mai intru niciodată singur în pădure. Chiar dacă vulpișorul să se mai ascundă acolo? Îl întrebă mama sa. Chiar dacă ursache o să se ascundă acolo? Îl întrebă tatăl său. Chiar dacă toată lumea o să se ascundă acolo, spuse Franklin. Era trecut de ora de culcare. Franklin se vârâ în carapacea sa, călduță și sigură. Noapte bună, dragule, spuseră părinții lui. Dar nimeni nu răspunse, întrucât Franklin adormise deja. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați. Este gratis. Să dați un like, să apăsați și clopoțelul pentru notificări. Până data viitoare, când revin cu alte noutăți, rămâneți cu bine!